Domnule Magrin, faceți parte din grupul de lucru al liderilor emergenți din NATO. Spuneți-ne mai mult despre această structură, pentru că publicul larg nu are foarte multe cunoștințe în acest domeniu. Da. Totul pornește cu acest an aniversar. 2014 este un an foarte important pentru NATO și nu doar din perspectiva evoluțiilor de facto, așa numai ce s-a întâmplat în Crimea sau faptul că se retrage isaf din, din, Afganistan. Este un an aniversar. Se aniversează 65 de ani de NATO, 10 ani de la aderarea României la NATO, 15 ani de la uh, statele din Visegrad, uh, 25 de ani de la căderea zidului Berlinului, deci așadar este un multiplu moment aniversar în acest context s-a pus foarte mult problema adică în ce direcție ne îndreptăm, în ce direcție merge NATO. Și pentru asta secretarul general NATO, care are mandatul până în octombrie, când urmează a fi înlocuit cu, de către norvegianul Stoltenberg, deci actualul secretar general Rasmussen a spus în pregătirea summitului de la Cardiff din toamnă, eu îmi doresc trei rapoarte cheie. 1. De la uh, adunarea parlamentară NATO, unul de la un grup de experți înțelepți, bătrân, cum vrem să le spunem, wise men, uh, uh, experți în fara vârstei cu pe teme de securitate, și unul de la liderii emergenți din state membre NATO. Acum, sunt 28 de state NATO și noi am fost doar 15 selectați. Nu am fost vorba de o propunere natural, în, națională, cât mai degrabă de o propunere, de o autopropunere. Noi am, fă, am, făcut un set de aplicații din care am fost selecționați pe baza CV-ului nostru. Părerea mea că, că s-a urmat categoric și un fel de echilibru regional. Deci au fost aleși și oameni din Estul Europei. În, pentru România am fost ales eu și pentru Polonia o colegă poloneză care lucrează la Bruxelles. Însă, categoric, cred că mesajul care s-a dat este că România este importantă. Suntem o țară mare, categoric Polonia, România și Turcia vor fi în avangarda oricăror operațiuni în contextul unei Rusii mai, mai agresive regional și automat cred că este un semn foarte bun de bine pentru noi. Ce propune? Dacă ați fi întrebat, dacă ați avea o putere de decizie majoră, cam ce propunere ați face pentru consolidarea alianței în aceste momente destul de delicate pe plan mondial. Avem terorismul în ascensiune, avem uh, uh, o revenire a Uniunii Sovietice, dacă îmi permiteți această formulă. Ce propunere ați avea? Noi am, -am formulat deja uh, un document de 5 pagini, din ciclul să fim scurți și la obiect, ca să fie efectiv citit respectivul document pe care l-am înaintat către secretarul general NATO, ca și colegii de la Adunarea Parlamentară NATO, ca și cei din grupul de înțelepți. Acum, ce ar fi specific pentru noi și diferit față de, să spunem așa, un set de propuneri cu care ne punem cu toții de acord cu la viitorul alianței, accentul foarte mare pe comunicare și pe faptul că NATO nu trebuie lăsat uitării și nu trebuie, acum faptul că noi, fiind într-o vecinătate sensibilă în Estul Europei, sigur suntem stresați de, de, de creșterea acțiunilor Rusiei în regiune, Asta nu înseamnă că s-a câștigat o bătălie comunicațională sau că NATO, dintr-o dată, doar pentru faptul că există și se plimbă mai multe avioane, mai multe vapoare sau sunt staționați mai mulți soldați, fie în România, Polonia sau în alte state în, în zonă, dintr-o dată stăm liniștiți. Credem că e foarte important să există o acțiune cuprinzătoare de cucerire, cum se spune des în, în lumea anglosaxonă, a inimilor și a minților. E nevoie de ambasadori onorifici, e nevoie de oameni care să se implice în discuții comunitare. E nevoie de apropiere legăturii uh, cu media, cu analiștii, cu, cu toată sfera aceasta. Pentru că, dacă e să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și dar altfel au și apărut și articole pe tema aceasta. Rusia actuală nu este Rusia din 1989 sau 1991. Este o Rusie întărită. Întărită inclusiv din perspectiva comunicării strategice. Ori în momentul de față percepția contează de multe ori chiar mai mult decât realitatea propriu zisă. Am văzut un adevărat război informațional la Kiev, am văzut un război informațional post Crimea, am văzut elemente imperiale efectiv inclusiv în prezentare și am văzut de să, să ne ascundem după, uh, după cuvinte, am văzut un întreg război informațional pe piețe media cheie, cum e piața germană, în, în care apar informații atât pro-Rusia, cât și pro-NATO, pro-Sua, deci avem oarecare, pe, pe piețele media cu adevărat importante, se vede această tensiune relativ clar. Și părerea mea că nu este întâmplător nici faptul că am avut acest. Noi nu avem un echivalent imediat în română al cuvântului descent uh, american. Deci, descindere, să-i spunem așa, o descindere succesivă de vizite importante americane la București, vicepreședinte Biden, uh, director CIA, șeful Pentagonului. Deci, automat, clar, România este un actor cheie. Important, însă, este să spunem, și de asta am fost această să fim actor cheie și nu pion cheie. În acest joc deja. Ați spus la un moment dat că ați văzut în Germania informații contradictorii, care erau și pozitive, ceea ce vrește America, erau și de partea Rusiei. Aceste aceste informații trădează, această situație trădează poziția Germaniei care se... Poziția Germaniei tocmai este este complicată și trebuie să fie echilibrată, pentru că noi de multe ori privim orice prin lupa națională. Vrem nu vrem o facem așa și privim lucrurile din perspectiva interesului național. Interesul nostru național este ca noi să fim o, stară, o țară prosperă, stabilă și sigură. Iar NATO ne ajută în special pe ultima componentă această dimensiune de siguranță, de securitate. Acum, din perspectiva Germaniei. Germania, sigur, are o amintire istorică, are amintirea Germaniei de Est, Germaniei de Vest, dar totodată Germania a lucrat foarte mult în ultimele două decenii pentru normalizarea relației cu Rusia și a investit foarte mult în parteneriatul bilateral economic. Și aici nu e vorba doar de energie, e vorba de accesul la piața rusească pentru mari multinaționale, e vorba de un, de un întreg parteneriat, că orice parteneriat se face în timp și se investește multă încredere. Automat, nu este ușor nici pentru Germania să vină să spună, știi, Rusia, nu te mai juca prin cartier, pentru că acest lucru s-ar putea, sau dacă faci acest lucru, trebuie să o facă cu foarte mult tact, tocmai pentru a nu jena acest partener bilateral din ultimele două decenii. Dar aceste interese economice uh, solide ale Germaniei față de Rusia nu ar leza oarecum interesele NATO? Da, însă nu avem o vorbă în politică. Capitalul nu are miros. Așa cum, bine mersi, în centrele financiare există și capital arab la un loc cu capital palestinian, să spun așa, și capital evresc, așa cum există în City of London și capital rusesc, și capital german, și capital american, capitalul coexistă. Deci banii, să spunem așa, își găsesc o cale. Acum, întrebarea este în ce măsură banii devin un obstacol pentru securitate și în ce măsură banii discreditează o acțiune de politică externă. De exemplu, în momentul de față, uh, Germania poate că a jucat mai bine decât alte state. Dacă să uităm, uh, uh, Franța se află într-o problemă. Are o industrie uh, uh, militară care produce echipamente de înaltă calitate, are contracte de vânzare operațională cu Rusia, celebre Mistral deja. Și se află într-o situație în care, teoretic, are contracte respective și, de dragul industriei, trebuie să, să vândă armamentul Și, pe altă parte, nu are nicio garanție că respective arme nu pot fi folosite împotriva unui stat NATO ulterior. Germania, cel puțin în această perspectivă, s-a aflat într-o situație în care a spus, ok, moratoriu imediat pe arme. Dar, categoric, în materie de percepție, cea, statul care -a, a, a venit cel mai clar în întâmpinarea neliniștelor noastre ca state din Est-Europe, au fost Statele Unite. O afirmație recentă a făcut secretarul general NATO. Dânsul a spus că trebuie să ne obișnuim cu faptul că să ne adaptăm la faptul că Rusia vede NATO ca pe un adversar. Ce ar însemna această adaptare a NATO? ar însemna, în primul rând, să, să ne dăm seama care ne sunt vulnerabilitățile și să avem grijă că nu, să nu fie exploatate. Apropo de, de acea descindere americană de care spuneam, noi nu a fost doar o descindere în materie securitară sau administrativă o politică. A fost și o descindere la nivel de gânditori. Dacă ne uităm la oameni care au venit aici, a venit Kaplan, a venit Friedman, e, și au detaliat oarecum e, faptul că noile să spunem așa, provocări la adresa statalității și la adresa securității regiunii, sunt mult mai perverse ca pe vremuri. Apropo, în momentul de față, sigur că Rusia nu își va permite să se joace cu România, cu Polonia sau cu țările baltice, pentru că imediat se activează articolul 5. Și vrei, nu vrei, nu poți ca imagine tu ca Statele Unite sau ca alte state europene să nu-ți aperi frații de tratat. Dar asta nu înseamnă însă că nu poți acționa mult mai pervers. Nu poți acționa la nivel economic, nu poți acționa la nivel de influențatori, nu poți încerca efectiv să subminezi încrederea unei nații în ea însăși și pe această cale să-i frânezi diferite proiecte. Dar, de dragul imaginii, credeți că Statele Unite ar, ar risca o conflagrație de mari dimensiuni? Am fost la un, am fost la un eveniment în contextul acordării acestei calități de membru în. în grupul lider Emergency NATO, am fost un eveniment foarte interesant la Washington, organizat de Atlantic Council, la care a venit Zbigniew Brzezinski, fost consilier de securitate națională pe perioada în, în vremea lui Carter. Și Zbigniew Brzezinski a spus o chestiune foarte inteligentă și de foarte mult bun simț. Ceea ce s-a întâmplat acum sub administrația Obama, s-a întâmplat pivotul spre Asia, și anume faptului că strategic Statele Unite și-au dat seama că marile provocări în termen de populație, în termen social, militar, comercial, vin mai degrabă pentru state Unite din perspectiva relației bilaterale cu China și din perspectiva, să spunem așa, luptei la Pacific, decât din perspectiva arii transatlantice văzute mai sigure. Acum, ceea ce s-a întâmplat cu Rusia pune lucrurile în termen de credibilitate. Și anume, dacă eu, ca Statele Unite, să spunem așa, nu acționez și nu dau încredere partenerilor mei din Europa cu privire la o Rusie reemergentă și mai agresivă, ce certitudine au Corea de Sud, Japonia, Filipine și alte state care sunt state partenere la Pacific? Deci, automat, dacă eu sunt puternic în Europa, dau un semnal de încredere și pe pivotul din Asia. Dacă nu, se alege praful de credibilitatea mea în politică externă. Și de aceea cred eu că semnalele date de Statele Unite te privite cu foarte multă seriozitate. Uh. O să vă adresez întrebarea care stă pe buzele tuturor, nu neapărat tuturor, dar foarte mulți oameni mai puțin, să spunem, mai puțin informați, sau care sunt cu gândul la trecut. Ne întoarcem la un război rece? Nu cred că suntem încă acolo. Dacă îmi permiteți, să-și face o comparație. În momentul de față, noi suntem în curtea școlii, după ce băiatul care a cunoscut ca și coleg de clasă, ca fiind așa mai agresiv din fire, cu antecedente istorice, tocmai l-a îmbrâncit serios pe unul dintre colegii noștri și a luat eventual și porția de sandvișul de acasă de, de, la familie și o mănâncă liniștit în timp ce toți ne uităm terifiați. Acum, război rece ar fi dacă noi nu ne-am mai vorbit deloc în curtea școlii. O perioadă sau din potrivă dacă ne-am strânge aproape toți și ne-am izola pe oarecum pe, pe băiatul relativ mai agresiv. Tot suntem încă în perioada de șoc, în care, în care noi ne uităm liniștiți între ghilimele în afară, dar ne liniștiți interior, la cum mănâncă colegul sandwich-ul celui îmbrâncit. De, și cred că se încearcă o detenționare, încercăm diferiți băieți din curtea școlii să vorbim cu el și să explicăm, să spunem, sper că nu mai face asta pe viitor. El spune, stați liniștit că eu cred că mă satur, Acum, dar încă discutăm între noi. Nu suntem încă în perioada de, de război așadar. Și am avut și atunci tratate de dezarmare. Există, dacă facem analogii, da, și da, da, în da, 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 o altă întrebare ar fi uh, legată de faptul că în ultima perioadă am putut observa, chiar uh, mi-ați anticipat oarecum întrebarea, am putut observa o apropiere între China și Rusia. Uh, o asemenea alianță n-ar pune în pericol supremația militară mondială, a spunea NATO? Rusia și China sunt complementare și ambele, atât Moscova cât și Beijing, sunt foarte conștiente de acest lucru. În același timp, ei sunt numai în aparență parteneri naturali, pentru că au interese divergente. O populație din creștere chineză poate traversa granița încet, încet și intra și coloniza de facto în timp porțiuni din Siberia, pe de altă parte, nu poți controla nici tu cu o populație la 140-150 de milioane de, de oameni, care este populația Rusiei, poți controla un teritoriu atât de mare, nu poți să știi niciodată ce se va întâmpla pe viitor. Însă, dacă e să ne uităm la gândirea geopolitică rusă și gândirea geopolitică chineză, pe moment, interesul lor este să se alieze pentru că Rusia poate furniza Chinei energia necesară și resurse în general necesare pentru dezvoltare, iar China poate oferi un debușeu financiar Rusiei, în contextul în care ar putea exista un oarecare boicot din partea pieței europene, pentru că, din nou, nu vorbim aici de o soluție imediată, pentru că nu există soluții imediate. Și atât NATO cât și Rusia și China știu acest lucru. Dar există soluții pe 3, 4, 5 ani, pentru că în contextul în care, să spunem, Europa începe să cumpere cât mai multă energie din zona statelor arabe sau din, că vorbim de gaz lighefiat de sau, sau în momentul în care începe să-și exploateze gazul de șist, în contextul în care începe să cumpere energie mai mult de la Statele Unite, categoric, în mod natural, nu va mai avea nevoie de energie de la Rusia. Rusia va rămâne fără contracte, dacă acest. Însă, nu în în scurt, din nou vorbim de 4-5 ani, nici contractul cu China nu începe imediat, vorbim de furnizare, dacă mă încep, începem cu 2017 sau 2018, pentru -ne. în același timp, să nu uităm că în această relație bilaterală, fiecare negocează tare, pentru că vorbim de două școli, literalmente, foarte puternice, uh, uitați, acest uh, tratat care a fost semnat între, între Rusia și China, a durat 10 ani ca și negociere, până să existe acest moment. Categoric însă, pe ultima sută de metri, dacă e să ne uităm la structura acordului și numai, sigur a fost prezentat cu o victorie de către Rusia. Dar China a obținut, de fapt, marea victorie în sensul în care, pe lângă faptul că și-a asigurat resurse, a reușit să-l obțină un preț foarte bun. Eu sunt sigur că dacă Rusia n-ar fi fost grăbită să încheie, mai grăbită decât China să încheie acest acord, poate că ar fi obținut un preț și mai bun. Bun, și atunci revine o întrebare. Acest tratat nu pune în pericol interesele Americii și apoi interesele NATO. Adică. Teoretic, apropierea dintre cei doi giganți e acolo, e făcut acolo, să spun așa, să ne, să ne, îngrijoreze ce puțin la nivel, de, la nivel de teorie. Acum, nu este scopul prioritar al Chinei să, să fie agresivă. Scopul Chinei este să se ridice sustenabil, să-și rezolve problemele interne, în acești timp proiectând în timp din ce în ce mai multă forță. Mai degrabă ar fi în interesul Chinei să slăbească SUA și percepția puterii SUA și în acest sens să ajută Rusia decât să intre efectiv într-un conflict cu, cu Statele Unite. Însă, din nou, aici vorbim de diferite gesturi care să marcheze puterea și să marcheze parteneriate. Pe de altă parte, este și o apropiere naturală din altă perspectivă. Dacă e să uităm ce se întâmplă între Europa și Statele Unite, faptul că negociem un tratat comercial major de, de comerț și investiții, acest TTIP, faptul că, în mod clar, tindem singure diferențe, sunt cine mai negociază mai bine pe, pe seama celuilalt, este doar o chestiune, însă, de timp pentru această realizare geopolitică, clar tindem spre o piață unică în timp între Europa și Statele Unite. Deci în momentul în care acești doi coloși, ok, poate că nu au în nici cumulat populația Chinei, dar împreună au resurse, au uh, o experiență instituțională, au o populație educată, o populație prosperă, uh, mizează foarte mult pe inovație, cercetare, care de altfel sunt economia viitorului, uh, au resurse de securitate alimentară contează foarte mult și automat în plan natural, așa cum Europa și SUA sunt foarte buni prieteni, și Rusia și China pot învăța să fie foarte buni prieteni, nu sunt sigur însă că pe moment nu sunt mai mult decât amici. Dacă îmi permiteți o opinie personală, în ultima perioadă există o premieră, ca să zic așa, în istoria NATO și anume sunt doi adversari. Avem odată Rusia și avem acum terorismul. Până acum n-am avut așa ceva. Pe de altă parte vedem o ascensiune a terorismului. Avem terorism în Siria, avem terorism în Afganistan, avem am ajuns și în Africa, să avem în Kenya. Orice țară practic poate fi un, o pepinieră. Da, acolo unde există o instabilitate politică, unde democrația nu e suficient de bine consolidată. Cum vedeți această ascensiune a terorismului în condițiile în care NATO a cheltuit sume foarte mari pentru a-l combate, au murit oameni, au fost teatre de operații în Afganistan, în Irak și totuși terorismul acum pare mai puternic ca niciodată? Problema este tot timpul nu doar ceea ce faci inițial ca o primă intervenție, ci ce se întâmplă cu societatea respectivă după ce dispare între ghilimele tiranul. Ce se întâmplă în contextul în care societatea respectivă trebuie să-și redefinească un alt model social și să găsească o altă persoană carismatică, presupunând că și ele mizează pe modelul tătucului. Problema este, dacă e să ne uităm în, în, ceea ce se întâmplă acum, recent, în Irak și în alte astea, numai cu adevărat cum să oprești o resurgență. Ceea ce poți să faci este să încerci să creezi condiții cât mai puțin propice pentru apariția ei. Ce înseamnă asta? Înseamnă prosperitate. Oamenii care sunt prosperi n-au chef de luptă și nu prinde nici inclusiv ca, apropo de câștigarea inimilor și minților. E foarte greu la o populație prosperă și într-un mediu stabil să vin teginele, să-i deranjezi pe oameni să spui haideți, hai să luptăm, asta la victoria, sempre, să mergem în, în, în direcția asta. Ori în contextul în care climatul social nu este grozav, climatul economic nu este grozav, în momentul respectiv semințele revanșarte și, și dorința de a, de a găsi un om de social sunt mult mai propice. Iar libertatea, libertatea nu e ușor de înțeles, vedem că și noi ca și stat care am avut o tradiție democratică până în perioada comunistă, a durat 24-25 de ani până să putem să spunem, uitându-ne și prin comparație la alte state, suntem bine. Exact, și nici noi nu putem să spunem că suntem la culmea culmilor ca și maturitatea socială. E o chestiune de decenii. Acum, dacă e să ne uităm într-un context în care a existat insurgență, chiar și post-2003, sunt 10-11 ani. 10-11 ani care adevărat a săcat Occidentul de resurse în țara cu pricina, dar pe altă parte nu a ajutat foarte mult la legitimitatea autorităților locale. Pentru că tot timpul se pune problema în contextul în care te obișnui cu un frate mai mare, se spui să te aștepți să vină să se rezolve problemele. Ori dacă administrația actuală din Irak ar fi o administrație mai puternică și asuma, nu sunt sigur că avem un cuvânt român pentru asta, un ownership o, dacă exista o asumare mai puternică o responsabilizare mai puternică pe treburile locale ce se, întâmplă, ce se speră să se întâmple și în Afganistan după plecarea președintelui Karzai și asta în contextul respectiv acești oameni dacă nu și-și asumă responsabilitatea și sunt vulnerabili problema este că alternativa la ei nu vine pe cale democratică și nu vine o contestare în alegeri ci vine sub formă violentă, nu v-ați făcut treaba plecați și preluăm noi statul riscul fiind la apogeu și aria și anume preluarea de către e, și instaurarea unui stat islamic. Dacă stăm să gândim, aceasta este esența foarte multora dintre grupările teroriste violente din Orientul Mijlociu. Și atunci, ce facem cu această zonă a Orientului Mijlociu? Pentru că din, de la ieșirea din colonialism avem o instabilitate perpetuă, avem violențe. Care ar fi soluția? e foarte greu, mai ales că s-au încercat foarte multe variante. Cred că varianta cea mai, ok, e simplu de spus, dar este cea care duce tocmai la prosperitate și la o mai mare liniște. Și anume să învățăm să pescuiască. Și anume să învățăm să-i să ajutăm pe cât se poate să-și găsească calea proprie spre succes. Acum e foarte ușor cum, de exemplu, și eu pot să citesc în cărți din NBA din Statele Unite și după aceea să vin ca antreprenor aici să-mi dau seama că nu se aplică o serie de reguli dar să încercăm acea cooperare la nivel de experți când să-i ajutăm pe acești oameni să-și găsească singur calea. Pentru că nici nu poți să... Nu mai înțelege nici opinia publică. Că acolo este problema, de fapt. În opinia publică de acasă. În contextul în care noi am fost afectați de criza economică. Lumea nu mai înțelege de ce trebuie să fim intervenționiști. De ce trebuie să moare noștri în, în străinătate pentru ceva. Mai de ce trebuie să cheltuim bani pentru inundații în Bangladesh când avem inundații și la noi acasă. E unul dintre argumente pe care a folosit Faraj în contextul inundațiilor din Marea Britanie. A spus, ok, înțeleg ajutor pentru dezvoltare, dar avem noi nevoie acum de bani. Să-i folosim aici. Ați văzut că și în Brazilia a fost lucrul de asta. Exact, exact. Or, în momentul de față, soluția pe fond nu e imediată, putem veni doar cu soluții generice, și în rest să avem încredere în societăți, să ajutăm cât mai mult la regim asistențial, dar din nou, asistențial profesional, nu asistențial ia o bucată de pâine sau, sau ia o mitralieră și descurcă-te, va fi bine, în sensul acesta. Iar o soluție pe termen mediu și lung e din nou cucerirea opiniei publice în sensul unei dezbateri corecte cu privire la ce ne dorim de la viață apropo de asta. Mă uit cu mare atenție la dezbaterea din Marea Britanie, ce se întâmplă cu privire la, și la dezbaterea cu privire la Scoție, dar și cu privire la poziția Marii Britanii în Europeană. Și, într-adevăr, unul dintre argumente fundamentale făcute în Marea Britanie și cred eu că ar trebui și la nivel europei, trebuie să înțelegem că lumea asta nu este pașnică de la mama natură. Și că democrația, din nou, doar pentru că există la noi, nu înseamnă că este natural înțeleasă peste tot pe glob. Acum, totodată, Așa cum în viață suntem în competiție între noi, pentru un job mai bun, pentru un salariu mai mare, pentru a deveni administrator la asociația de proprietari sau președinte președintea României, după caz, dacă este să vedem diferite e, locuri de leadership, și în plan global aceste instincte se manifestă și sunt statale. Vrem o Europa puternică? O Europa puternică înseamnă prosperitate și stabilitate interior, securitate la granițele noastre și vrem, nu vrem, trebuie să dăm seama granițele noastre cât ne-am chinuit noi. Sunt permeabile. Că vorbim de faptul că avem valuri de imigranți care vin din, cu bărcuța din, din nordul Africii, sau că trec anumiți oameni legal cu pașapoarte și ulterior fac prostii în, în spațiul european, trebuie să avem un plan de contingență, să spunem așa, pentru toate astea. Acum, sunt multiple planuri. Ce mai bine este ca să fii sigur că nu te invadează cineva, trebuie să fii sigur că o duce bine la, la casă. Și aici, părea mea, că trebuie să investim prioritar. Uh să ne întoarcem în Europa la criza din Ucraina. În ce măsură credeți că această situație conflictuală de acolo afectează România? Afectează categoric și în primul rând ne pune în stare de alertă. Cred că în primul rând s-a analizat categoric la nivel de instituții cu, cu atribuții în materie de securitate a statului diferite scenarii ca peste toată lume. Asta. Cred că ceea ce ne doare pe noi cel mai mult nu este atât ceea ce s-a întâmplat în Crimea, deși asta dă un semnal foarte prost la nivel de respect pentru dreptul internațional și clar deschide cutia Pandorei pentru alte, alte, intervenții, ci mai degrabă ne uităm în primul la siguranța granițelor noastre și nu mă refer la partea de nord, la granița noastră cu Ucraina nord, ci mai degrabă s ar putea întâmpla înspre zona de sud, gurile Dunării, o, să spunem, o manie istorică pentru un popor vecin și prieten. De asemenea, ce se poate întâmpla cu Transnistria, Odessa, în caz de nemulțumiri, și mai ales din această perspectivă, ce se întâmplă cu Republica Moldova. Pentru că sunt doi ani foarte importanți și se suprapun mai multe riscuri. Se suprapun riscuri geopolitice, cu riscuri economice, cu riscuri securitare și cu riscuri, să spunem așa, la nivel de leadership. Pentru că avem alegeri cheie în România, în toamna aceasta avem alegeri cheie în Moldova. Și în acest caz. Părerea mea că este relativ simplu să vină cineva din afară să spună, știți, aveți grijă să nu vă intre bani din altă parte în țară, că cine știe unde se duc banii ăștia. Soluția însă este un calendar coerent pe agenda bilaterală de investiții, în care să ne garantăm reciproc. Noi să garantăm companiilor străine faptul că pot intra într-un regim de birocratizare și de respect pentru capital în România, și de asemenea în condiții care să nu aibă nimic de a face cu ideea de corupție. Asta. Și pe altă parte, în felul acesta, noi să putem refuza capitalul străin care să spună așa ar veni cu implicații geopolitice. Ori, într-o țară săracă este foarte greu să faci acest lucru. Avem deja capital străin, implicațiile gazprom România. Avem și capitalul străin, apropo de faptul că nu are nu are miros, poate veni prin intermedia, poate veni prin offshore poate veni prin Cipru, prin elveția, deci nu știți niciodată de unde vine. Și acesta ar putea manipula uh, deciziile politice. Categoric. Și gândiți-vă, la încă o chestiune. Um, um, Orice țară este vulnerabilă la acest capitol și de aceea încearcă să evită înstrăinarea infrastructurii critice, tocmai ca să nu să, spune cineva, să nu închidă cineva uh, lumina la uzine sau la. Dar gândiți-vă, poți să ai un investitor strategic cu câteva mii de oameni și poți să-ți uh, să anunțe la începutul septembrie că oamenii nu mai slujbe. Orice se va întâmpla, în special, în special în orașe mici. Cel mai probabil, oamenii respectivi vor reuși să protesteze și asta îți pune presiune pe tine, uh, guvernamental, în plan local și nu numai. Deci trebuie analizate toate aceste situații. Mai ales că este un an cheie, atât la noi cât și în Republica Moldova. Ce credeți că ar trebui să facă România pentru a deveni un membru mai influent al NATO, dincolo de alocarea 2%? Da, cred, cred că avem o șansă. Avem două șanse istorice O șansă istorică, să spun așa, și o șansă operațională cu privire la NATO. O șansă, încep cu cea mai ușoară, între ghilimele, șansă operațională. Există foarte mult, foarte, foarte mult respect pentru soldații români în Tatarele de operațiuni. Este incredibil ce vitej sunt, ce oameni extraordinari sunt, ce impresie fac asupra colegilor. Um, am pus foarte mult acces pe această succesiune de foarte, pentru că așa este când vorbești cu colegi din străinătate și îți povestesc, chiar dacă discuții sunt purtate între, între civili, categoric, cu toții mai interacționăm periodic cu, cu, cu sfera securitară, să spunem așa. Dar este incredibil ce respect aduc românii din, 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 în plan operațional. Și acest lucru trebuie capitalizat și în plan politic. Iar a doua chestiune este oportunitatea geopolitică. Din nou suntem pe hartă. Și din nou suntem importanți. Numai că dacă te duci la o hartă Europei, îți dai seama că clar NATO nu poate face cu adevărat treabă în zona fără Polonia, România, Turcia. Suntem trei piese cheie și suntem perfect aliniate. În contextul acesta, întrebarea este ce faci? Îți pui resursele la dispoziție așa pentru că ești băiat de treabă sau fată de treabă? Sau ceri și ceva în schimb? Și cred că aici este o mare oportunitate. Da, categoric, lucrăm împreună pentru planul comun, dar haideți în același timp, haideți dacă mai facem o bază militare sau extindem baza militare, haideți să mai investim și în jur, haideți să mai aducem niște prosperitate, pentru că, din nou, ne întoarcem la esența în prosperitate, stabilitate, securitate. Dacă noi suntem sărați și cinstiți într-un mediu securitar complicat, s-ar putea să ne putem apăra la fel de bine. Ce șanse dați României să mențină postul pe care îl are în Comisia Europeană, acela de Comisar European pe Agricultură, știindu-se faptul că Bruxelles, la Bruxelles nu este numai România, chiar dacă, la nivel intern, factorii politici au, au căzut la un consens în acest sens? Principala dificultate nu este nu e atât faptul că e vorba sau nu de România, ci mai degrabă e o chestiune și relativ cutumiară. Dacă este să ne se uităm la componența Comisiei Europene pe diferite mandate, din 90 încoace și nu numai, deși nu sunt eu foarte la curent cu componența echipelor de atunci, dar vă pot spune din 99 încoace de când urmăresc cu atenția face europene, E foarte greu, chiar și când există continuitate la nivel de comisar, să păstrezi portofoliul. Din câte știu eu, nu s-a întâmplat deloc în ultimii 15 ani, pe ultimele trei mandate ale Comisiei Europene, două, două Baros, Comisia Santer, care a plecat mai devreme, Comisia Prodi. Nu ai văzut. Chiar și când Michel Barnier, să spunem, a rămas în comisie, a schimbat un portofoliu de politică regională, după aceea s-a -a ocupat de, de alte lucruri, s-a întors în Franța ca ministru al agriculturii și, și tot așa comisara Nelly Kroes din Olanda, comisarea Vivian Reding au schimbat portofoliile, nu au avut același portofoliu la rând, chiar și când menții candidatul. Deci nu avem o garanție a faptului că dacă menținem candidatul automat uh, uh, preluăm agricultura și nu avem nicio garanție din potrivă cu tuma lucrează împotriva noastră a faptului că de două ori îți vine, la, că vine încă o dată la rând un portofoliu agriculturii. Plus că mai sunt și alte state interesate de portofoliu agriculturii. Italia, care are și președinția Uniunii Europene, categoric o are pe lista sa de priorități, e, ca și noi. este. Dar, din nou, putem face, nu trebuie neapărat să luăm agricultura din nou, însă putem să utilizăm această pârghie în cercarea noastră de a obține un alt portofoliu foarte bun. Și nu ne la un portofoliu din ăsta semionorific, gen multilingvism, sau de a da într-un într portofoliu mai puțin relevant. Și care ar fi un portofoliu foarte bun pentru România, în opinia dumneavoastră? Categoric tot ce ține de portofolii economice, tot ce ține de portofoliu uh, între economie, să spun așa, și asta, tot ce ține de portofoliu energiei, uh, mediu sunt bani mulți, politică regională, uh, chestiuni legate de inovație, cercetare, pentru că să nu uităm, de multe ori noi uh, ne cădem în capcana imediatului și nu ne gândim și la ideea, nu ne punem ideea de investiție și nu gândim pe termen mediu și lung. Or, dacă să ne uităm inclusiv la tendințe în plan european, ce se întâmplă cu bugetul în ce Încet și sigur scade zona de coeziune, zona de fonduri regionale, zona de agricultură în favoarea noi economii. Și anume, tot ce ține de cercetare, de inovanție, de, de o, orizont 2020 pe zona aceasta. Și automat, noi, sigur, înțelegem structura țării și faptul că trebuie să investim în agricultură, să ajutăm. Dar nu ne-ar strica mai multe clastere IT. Apropo de noua economie, nu ne-ar strica să investim, să avem mai multe centre precum cel de la Măgurele, ca să putem, pentru că. Și să nu uităm că această criză ne mai arată un lucru. Nu se înlocuiește automat un gen de slujbă cu alt gen de slujbă. Se pot pierde 500 de slujbe în context de austeritate, se pierde din sfera administrativă, din alte zone, din sector privat și să fie să spunem așa, creativ clasice, industriale, să vezi că sunt create după aceea în ITNC. Ori nu sunt aceiași oameni dinainte care se duc după aceea pe cealaltă joburi. Aici un rol cheie la re restartarea postului și tot ce se e de reprofesionalizare. Din nou, epoci ca cele are părinților noștri în comunism în care îi porneai și terminai serviciu pe aceeași poziții în aceeași slujbă, în aceeași uzine, meserie respectabilă, oameni serioși care au muncit toată viața pentru ei și familiile lor. Dar să zic, S-a schimbat și logica noastră, ca generațională, până în 45-50 de ani, este că deja suntem la 3, -a, 4, 5-a -a slujbă, dacă nu și mai mult de atât. De multe ori nici nu mai punem problema dacă, dacă depășim 3-5 ani într-o slujbă, dacă nu cumva stagnăm sau dacă nu cumva ne dorim altceva. Deci, clar trebuie să ne gândim la lucruri și în această perspectivă și nu trebuie subestimate. Să ne uităm categoric acolo unde sunt portofolii foarte importante și cu fonduri și, de asemenea, să ne uităm care sunt marele portofolii legislative. Să vă dau un exemplu. Pe tot ce ține, de exemplu, de, de agricultură, Comisarul Cioroș a făcut o, o, treabă foarte bună și este recunoscut pentru acest lucru. Merită, merite aplauze, aplauze, numai românești, ci în plan european. Marele, însă, marile chestiuni legate de reformă și de reglementare deja s-au rezolvat. Uh, acum mari dosare care se vor pune din nou pe piață sunt, deși eu am avut, avut o și înainte energia va continua iarăși și tot ce ține de securitate energetică pe zona asta tot ce ține de internet, de zona inovației de zona tehnologiei, iarăși vor fi dosare de reglementare. Că intre pe zonă, cam cum e comisarul Reding acum, pe, gen pe protecția datelor sau că intră într-o zonă de, de economie mai puternică, cum comisarul Crois pe e-commerce pe zona asta uh, că vorbim, iarăși, un portofoliu foarte important. Portofoliu com Comerț. În momentul de față se trece pe nou mandat uh, și nu mai va fi comisarul de guht care se a negociat până acum TTIP-ul, trece pe nou comisar de comerț. Or, nou comisar de comerț are unul dintre cele mai mari dosare de până acum și anume dosarul transatlantic. De ce spun acest lucru? Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Uh, un lucru cu privire la comisare Uh, și anume, statura politică contează. De multe ori, deși ești foarte respectat ca tehnocrat, faptul că ești un om politic cu greutate, ministru, prim-ministru, că ai făcut ceva la viața ta, în momentul respectiv se află, pentru că și ei se profilează între ei, știu colegii să uită la CV-uri, știu cu cine pot. Avem nevoie, de fapt, de un foarte bun negociator în Sfântul Comisiei Europene, indiferent de ce profilare. Pentru că, uitați, de exemplu, chiar dacă ai portofoliul Agriculturii sau portofoliul uh, Fondurilor Regionale, nu înseamnă că îți vine comisarul în vizită în România și spune, știți, am un portofoliu de 30 de miliarde și m-am gândit, dacă tot sunt din România, să vă dau 10 miliarde. Uh, lucrurile nu funcționează așa. Totul se face pe bază de proiecte de aici și mare dezamăgirea multora în România. Foarte mulți români au crezut că dacă vin câteva zeci de miliarde în fonduri europene, vor veni la centru, după aia se vor repartiza pe cotă sau pe considerente politice în plan local și de acolo liniștiți îi împărțim între noi. Ori în momentul în care s-a văzut că de fapt stai așa, că absorpția fondurilor europene presupune proiecte, presupune monitorizare, presupune uh, facturi după orice și nu utilizarea discreționară a banului, asta a tăiat mult mai mult din... Și din s-a văzut în gradul din, de absorpție. Exact. A văzut în gradul de absorție, însă părerea mea că, dincolo de faptul că noi suntem obișnuiți periodic să ne punem cenușă în cap, trebuie să înțelegem că noi nu suntem chiar așa de răi uh, și că România nu e nici pe departe o țară uh, așa de debusolată pe cât de mult o vrem să o dăm noi. Uh, pe măsură ce călătorești în Europa, ce vezi alte țări, pe măsură ce vezi, vezi de mult o refurvescență fantastică în România, pentru că noi uh, am avut ani și ani din 90 în în care am frânat, de exemplu cum a fost uh, mare, mare parte din anii 90 în care am pierdut foarte multe trenuri. Și dintr-o dată la noi s-a suprapus o perioadă de boom de credite, perioadă de reformă politică, perioadă de reformă în justiție. Noi suntem atât de înnebuniți între ghilimele uh, și pentru că s-au suprapus toate aceste procese și nu am avut loc pentru o dezbatere. Să spunem, anul ăsta ce facem? Dezbatem reforma sănătății sau reforma educației. Nu am avut, nu ne-am permis echilibru social trebuie să facem câțiva în ceea ce și alții au făcut în Exact, trecide. exact, dar asta nu înseamnă că România nu se mișcă. Este incredibil, de exemplu, pe măsură ce uh, mergi din București în teritoriu și vezi cât de curioși sunt oamenii în comunitățile locale uh, să dezvolte proiecte, să afle ce se mai poate face, să capete expertiză. Vedem cum începe să se începe să se miște, desigur, prioritar orașele municipii sau mai mari, dar există o efervescență, se încearcă uh, a de... Există și cazuri de succes de la Suceava până la Alba Iulia, în diferite zone ale țării. Iar în rest, trebuie să înțelegem un lucru fundamental. Destinul nostru, ca și țară, depinde e o foarte mult de chestiune și de destin individual. Adică, dacă eu sunt ambițios ca om sau eu sunt ambițios ca țară, sigur, voi munci mai mult, voi face mai bine, nu voi aștepta atât de la stat, voi încerca să mă mișc pe cât se poate de mult. Părerea mea că, dintr-o invidie constructivă în planul României, noi ne vom ridica foarte mult, pentru că va veni cineva dintre judești și va spune, hei, ia uite, președinte respectiv de la Consiliul Județean de de vis-a-vis -a, -vis, a reușit să strângă mult mai mulți bani și va fi presiune pe persoanele să, încerc, să încerce să, să, să facă proiecte de succes, să reușească. Adică, până la urmă, intervine concurența. Cum vedeți valul acesta de euroscepticism? Avem acum foarte mulți extremiști în Parlamentul European. Mă pune în pericol construcția europeană această situație sau este doar un val trecător? Eu nu am privit acest val doar din, pers din perspectiva alarmistă, ci îmi place să privesc din perspectiva comunicării și în perspectiva um, strategiei. Um, am terminat um, paragraful anterior cu cuvântul concurență. Eu văd populiștii și extremiștii, literalmente ca și concurență, la clasa politică Actual, la casa politică clasică, mainstream, cum se spune în zona anglosaxonă, că, că vorbim de stânga-dreapta, centru-stânga, centru-dreapta cu nuanțe. despre ce vorbim aici, de fapt? Vorbim despre oameni care au un produs nou, pe care îl exprimă mai clar, mai empatic, cu emoții, fără însă să ne spună cu ce ne ajută produsul cu pricina. Iar noi suntem atât de epatați de acest val publicitar, încât sunt și atât de dezamăgiți de produsele anterioare, că vorbim de mașină de spălat sau că vorbim de frigider, care nu și-au făcut treaba în viața noastră, încât suntem dispuși să cumpărăm acest produs. Când spun noi, nu mă refer atât la români, cât mai degrabă la o, la o clasă politică, la o uh, populație vestică europeană în mare parte de busolată. Noi am avut și o mare șansă apropo de această tranziție și de, de felul în care ne-am mișcat portit de undeva de jos. Pornind de undeva de jos, e ca atunci când ești mai sărac și pe măsură ce ai un salariu mai mare, te bucuri și ești mulțumit cu faptul că progresezi. Pentru că dacă e să ne uităm să facem o comparație cu viața noastră în 90 sau în 2000 sau în 2010, părea mea că marea majoritate a românilor o duc mai bine. Dacă, în schimb, în vest, situația este diferită. Ei au trăit câteva decenii de glorie. Dacă e să ne uităm în Franța, în Germania, în Italia, Spania, uh, Marea Britanie, în, în, de exemplu, în țările inițiale care au intrat în Europeană, au trăit așa numitul, e celebră sintagma franceză, Trant Glorieuse, cei 30 de ani de cresc, prosperitate, creștere economică, uh, post, uh, post uh, începuturile integrării europene. După aceea exista și acolo o stacnare. Uh, pentru state precum Spania uh, a existat perioada de prosperitate datorată absorpției superioare a fondurilor europene, nu mai știa Spania în ce să bage fonduri europene Așa de să devenise La acest capitol Iar în rest, normal, ei venind De pe o treaptă de prosperitate În contextul în care a intervenit criza economică Pentru noi ne-a lovit la capitolul credite Pentru că foarte mulți români aveau credite Și într-o au avut probleme în a le plăti În a renegocia cu băncile Sau o situație similară Dar nu pot să spun că treau extraordinar Înainte de această perioadă de boom Pe când în În vestul Europei eu au cunoscut prosperitatea. Și când ești bogat și într dată ești mai sărac, nu e ușor. Asta este problema. O ultimă întrebare. Cum vedeți... Am, ați văzut, presupun, că în Anglia se pune tot mai, tot mai des problema unui referendum pentru ieșirea din, din Uniunea Europeană. Va supraviețui Uniunea unei ieșiri a Angliei din da, va supraviețui. Întrebarea este: va supraviețui cu bine Marea Britanie, mai degrabă ieșirea din, din Uniunea Europeană? Nu, nu, face uh, uh, de Marea da, teoretic, um, dacă e să ne uităm la planning și la, la strategie, um, Londra tot timpul a fost la un nivel superior. Prin simplu fapt că um, este fost imperiu uh, Marea Britanie, uh, clar acolo este o densitate foarte mare de talent, de creere și de o viziune strategică. Dacă e să uităm la sângele care pompează, să spunem așa, în venele economiei britanice, City of London, dincolo de industrie clasice, City of London diversifică. Um, um, am fost recent la Londra și cu atât mai mult poți vedea și live acolo ce se întâmplă. Faptul că um, încep să tranzacționeze al doilea ce, centru mondial după cel din China, încep să tranzacționeze Renbimbi, Ioani, uh, moneda chinezească. Faptul că uh, intră în domeniul obligațiunilor islamice, faptul că construiesc din ce în ce mai multe clădiri care să fie cumpărate, fie de capital rusesc, arab, american sau dar, uh, clar ei diversifică și pentru se pregătesc și pentru un scenariu negru în care ar exista un referendum ca prima etapă și la referendum respectiv s-ar spune nu. Cred că pe moment e mai degrabă ceea ce, ce vedem este o deraiere spre dreapta și o și David Cameron cade într-o capcană. Și în aceeași capcană în care a căzut și Nicola Sarkozy și în aceeași capcană în care uh, cade și François Hollande, capcană în care nu a căzut Angela Merkel. Uh, ei nu se expună propriile valori uh, bunul simț, doctrina conservatoare în cazul cu, cu pricina doctrina de centru dreapta Sarkozy, doctrina de stânga, de stânga Hollande, merg pe terenul cuiva care deja are tema respectivă și identifica cu tema cu pricina. Nu poți să te duci după Marine Lupin să fii mai bună la jocul ei ca ea, indiferent că ești de dragoste. Nu poți să te duci pe terenul lui Farage și să fii mai bun la jocul lui. Ceea ce poți să faci este să duci agenda publică spre valori similare cu a ta și să te încrezi în aceste valori și în felul ăsta să ți energizezi baza. Asta coroborat și cu, și cu rezultate economice. Or, pe moment se face un joc foarte periculos, în care se leagă o mutare spre, spre dreapta a guvernului și a politicii, de fapt, britanice, în paralel cu semnale cu privire la unitate ce se întâmplă cu Scoția, și în paralel cu un joc foarte dur, raportat la Bruxelles. Dacă ne uităm, felul în care se joacă, să ne uităm la felul în care se joacă acum a, poziția lui Juncker, or, ce se întâmplă. Dacă, de exemplu, Juncker iese președintele Comisiei Europene și jocurile lui Cameron nu ies, în momentul respectiv el va ieși slăbit politic. Ce se va întâmpla? Vor veni adversarii lui politic și vor spune, tu nu contezi în Uniunea Europeană. Păi deja știu că a amenințat Cameron cu ieșirea din Uniunea Europeană. Da, Juncker... și automat întrebarea este în contextul în care aproape 50% din comerțul tău e de fapt comerț intracomunitar. Cine, ce piață găsești tu în contextul în care ieși? Ce piață găsești ca să-ți înlocuiască jumătate din prosperitatea ta, în esență? Nu e ușor ca dintr-o dată să muți. Nu se schimbă dintr-o dată. Uh, Ori uh, un regim de negociere similar cu Elveția sau Norvegia, ce înseamnă de fapt? Că, de fapt, cam toate regulile mele le vei avea, diferența este că nu vei fi invitat să stai la masă. Și încă o chestiune, o chestiune de realism și de capital. Nu sunt sigur că statele mari Uh, gen Franța, Germania, dacă e să uităm și la editoriale, cum a fost cea lui Michel Rocard în The Guardian, că în esență le-a spus bye-bye, uh, nu cred că vor plânge foarte mult după Marea Britanie. Mai degrabă flancul liberal, pentru că dacă e să uităm la strategie politică și în Europa, ca și contrapondere la motorul franco-german, există acest uh, flanc liberal cu Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Suedia, de altfel și statele care au fost la summitul recent cu, cu doamna Merkel în încercarea de a detenționa situația cu Juncker. Uh, aceste state mai de degrabă se vor simți minoritare în caz că pleacă Marea Britanie din, din sistem, să spun așa, din noi. Iar în rest, eu sunt sigur că va exista o mare coaliție pe măsură ce se apropie riscul ieșirii, o mare coaliție alcătuită din bis, oameni din City, o, industriași britanici, oameni politici mainstream de la Tony Blair, Peter Mendelssohn, laboriști și până la conservatori pure europeni. Pentru că și acolo, sigur, există o aripă a Partidului Conservator care este eurosceptică, dar să nu uităm totuși că Marea Britanie a avut foarte mult de câștigat, inclusiv sub guvernare Thatcher, John Major și nu numai de pe urma Uniunii Europene.